Bună și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. De această dată vom vorbi despre trandafiri. Ce trebuie să le faceți dumneavoastră trandafirilor pentru o nouă înflorire? Pentru că de cele mai multe ori trandafirii, dacă îi îngrijim, vor mai înflori încă o dată. Așa că trebuie să urmăriți atunci când floarea a ajuns să se scuture. Ia uitați, practic se vede că este trecută. Neapărat, tot timpul, trebuie să le rupeți aceste moațe, deoarece ele au, priviți, aici au semințe, se vor alimenta până când semințele practic se dezvoltă și nu va lăsa trandafirul să pornească alți muguri noi, practic alți lăstari noi. În momentul când le veți rupe aceste moațe, ele vor, trandafirul va stimula alți muguri, alți lăstari. Dar mare atenție, dacă este posibil și de fiecare dată este de fapt posibil, pentru că dacă nu le îngrijim, nici nu putem avea parte de ele, trebuie să aveți grijă și să vă ocupați puțin de ei pentru a-i uda. Deoarece dacă nu îi udați, începând din această perioadă, se face și mai cald și de cele mai multe ori nu vor da alții noi bumbi, alții noi lăstari de flori dacă nu sunt și îngrijiți. Adică trebuie să încercați pe cât posibil să îi și udați. Aceasta este tot, adică este foarte simplu și foarte la îndemâna oricui. Nu neapărat trebuie să folosiți o foarfecă, pur și simplu chiar și cu mână. Este o operațiune foarte, foarte simplă și foarte ușoară. Așa că eu cam atât am avut de spus în acest videoclip. Dacă dumneavoastră până acum încă nu v-ați abonat, nu a mai rămas decât să vă abonați. Iar eu, ca de obicei, nu am mai rămas decât să vă mulțumesc și să vă spun la revedere cu multă sănătate și cu spor în toate.